Bună dimineața tuturor și bine ne revedem după o perioadă destul de lungă de pauză. Aș vrea să vă informez cu câteva lucruri care țin de activitatea mea ca primar și apoi legate de celelalte lucruri ale vieții noastre cele de toate zilele. Da, așa cum vă spuneam, primul subiect pe care îl abordez este o promisiune pe care am făcut-o romașcanilor, orașului, și anume că mă voi zbate să introduc un obiectiv important a municipiului Roman pe programul național de dezvoltare locală, sub programul regenerare urbană a municipiilor și orașelor. Aici este contractul de finanțare pe care l-am semnat ieri, vedeți că are și numărul de ieri, data de 13 și marți. A fost o zi foarte bună, eu am noroc pe 13. Totdeauna. Ieri am sărbătorit și 29 de ani de când am început prietenia cu soția mea, așa încât am noroc, vedeți. Parteneriat încheiat între Ministerul Dezvoltării și Unitatea Administrativă, un contract de finanțare care prevede alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în valoare de 12 miliarde de lei pentru realizarea obiectivului de investiții Poarta Nord, amenajare sens giratorul la intersecții dintre E85 cu artera ocolitoare Roman-Est, în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Așadar, este un proiect important care va susține alocarea de sume, este semnat ieri, așa cum vă spuneam, la Ministerul Dezvoltării și iată o promisiune de care m-am achitat și anul viitor vor începe lucrările. Nu putem, discutam cu colegii în operativă, noi am dat începere lucrări, dar nu putem începe în momentul ăsta pentru că vremea nu ne ajută și dacă vine o zăpadă ar însemna să blocăm, să facem. Dar avem timp suficient, timpul este de un an de zile, ori nu acolo să terminăm, nu cred că ne trebuie mai mult de 4-5 luni. Așa încât avem timp pentru acest obiectiv pe care l-am promis și de care m-am ținut și iată că se face cu bani de la Guvernul României, prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Un lucru pe care l-am anunțat de altfel și iată o achitare a unei promisiuni pe care am făcut-o romanului și romașcanilor. O a doua problemă pe care aș vrea să o discut. Ieri am participat la Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România cu principal punct de lucru dezbaterea proiectului codului administrativ. Au participat alături, pe de o parte, deci echipa de primar desemnată, iar pe de cealaltă parte o echipă din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice condusă de doamna ministru secretar de stat Sima Caraman și de alt secretar, încă un secretar de stat și trei directori generali din Ministerul Dezvoltării. Vreau să vă spun că și eu am avut câteva propuneri, câteva amendamente. De fapt, noi pe acest cod administrativ lucrăm de mult. Am făcut multe propuneri pe care le-am înaintat Ministerului Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării a avut anumite obiecții sau puncte de vedere pe care le-a înaintat nouă, astfel încât ajunsesem la partea de a ne pune de acord pe detalii. De asemenea, la ședința de ieri am invitat alături de noi și președintele Asociației Comunilor din România și președintele Asociației Orașelor din România, care au fost prezenți la această dezbatere cu Ministerul Administrației Publice și Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice. Câteva lucruri pe care le-am propus și eu vreau să știți că în cadrul discuțiilor, cel mai mult acolo a vorbit Laurențiu Leoreanu, primarul dumneavoastră, primărița de la Craiova, împreună cu care trebuie să recunosc că ne-am susținut pe multe puncte de vedere, unul pe celălalt, domnul Negoiță, primarul de la Bârlad, cam noi am fost artizanii care am susținut și am combătut acolo cu Ministerul Dezvoltării. Așa cum vă spuneam, am avut câteva amendamente proprii și anume
Unul dintre ele, articolul 134, spunea: transferul de competențe se face concomitent cu pe care noi l-am propus inițial, cu asigurarea resurselor necesare exercitării acestora. Exercitarea competențelor se face după transmiterea resurselor financiare. Noi am solicitat așa, adică eu am solicitat: transferul de competențe se face concomitent cu indicarea sursei de finanțare necesare exercitării acestora și exercitarea competențelor se face numai după transmiterea resurselor financiare necesare. Pentru că știm că de-a lungul anilor administrația centrală a descentralizat o serie de competențe către autoritatea publică locală și nu numai că nu au asigurat resursele financiare necesare, dar s-au mers în paralel și cu o diminuare a cotelor din IVG-uri alocate APL-ului și solicităm ca transferul de competențe să aibă loc numai cu alocarea resurselor și concomitent. Deci ăsta a fost un amendament pe care l-am propus și care a fost acceptat. Am mai propus un amendament care va rămâne în atenție și în discuție și cu Ministerul Internelor. Era subiect articolul 146 și anume proiectele de acorduri de cooperare pe care unitățile administrativ-teritoriale intenționează să le încheie cu unități administrativ-teritoriale din alte țări vor fi transmise spre avizare Ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor externe prin primar, respectiv președinții Consiliului Județean, înainte de supunerea lor spre adoptare de către autoritățile deliberative. Noi am cerut abrogarea acestui articol. Am avut și susținerea celorlalți primari, ni s-a spus că ministerul va încerca să discute, dar îi trebuie și acordul de principiu a Ministerului Dezvoltării. Un alt articol, o altă modificare pe care am susținut-o împreună cu primărița de la Craiova, articolul 150, aliniatul 2, care să fie introdus. Aliniatul 1 spunea: controlul administrativ și financiar al activității autorității administrației publice locale se exercită în limitele și în condițiile prevăzute de lege. Aliniatul 2 propus de noi: autoritățile cu atribuții de control, conform aliniatului 1, au obligația să ofere și îndrumare din oficiu sau la cererea autorității administrației publice locale cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale de sfera lor de competență. Știți că în momentul de față, în general, aceste autorități de control efectuează doar control, sancționează și spun fără să dea niciun fel de îndrumare. Considerăm că aceste autorități de control trebuie să aibă și această competență de a îndruma, de a spune și în mod unitar, pentru ca nu să ne trezim că la o primărie este într-un fel, la alta în alt fel. Articolul 3. Actele de control emise conform aliniatului 1 vor cuprinde cel puțin descrierea actelor sau operațiunilor care fac obiectul controlului elementelor verificate și concluzia autorității de control cu privire la conformitatea sau neconformitatea cu prevederile legale a fiecărui element în parte. Constatările cuprinse în actele de control vor fi opozabile în cadrul acțiunilor de control ulterioare. Adică să fie ca un lucru cu putere deja judecat. În momentul în care pe un o speță, ai o analiză și s-a luat o decizie, decizia aceea să fie respectată și în ceea ce urmează ulterior. De asemenea, au fost introdus de alți colegi de-ai mei, am susținut și eu, cheltuielile de judecată sau după caz despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătorești definitive se suportă sau se fac venit de la bugetul unității administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecată vor cuprinde toate sumele cheltuite din bugetul local, inclusiv amenzile judiciare. Deci, la fel, toate cheltuielile să fie suportate, după cum până acum erau doar veniturile, veneau la bugetul de stat, cheltuielile nu se mai făceau. Pe principiul simetriei să existe și cheltuielile și veniturile, adică și în momentul în care ai avut dreptate și în momentul în care nu ai avut dreptate, bugetul să fie susținătorul acestor demersuri. De asemenea, era un articol privind convocarea Consiliului Local, se face înscris prin intermediul secretarului unității administrativ-teritoriale, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu 3 înaintea zilelor ședințelor extraordinare. S-a modificat la propunerea noastră, convocarea Consiliului Local se va face înscris sau prin mijloace electronice. Suntem în sfera, epoca digitală, în care nu-i normal să nu o utilizăm, dacă tot să cheltuiați atâția bani pe sisteme și pe softuri. Deci inclusiv prin mijloace electronice. A fost o propunere din partea Ministerului
că aceste ședințe să fie cu 3 sau 5 zile înaintea înmânarea materialelor, cu 3 sau 5 zile înaintea ședințelor, zile nete cum ar veni, fără prima și ultima. N-a trecut, Asociația Municipiilor a susținut să fie 5 zile sau 3 zile, cu tot cu prima și ultima zi. Deci a spus că e suficient, ar bloca prea mult timpul. Și a fost acceptat așa. De asemenea, rapoartele și avizele prevăzute trebuie întocmite în termenul prevăzut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a ședințelor ordinare ale Consiliului Local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înscrierea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinare. Iar aici s-a venit cu amendamentul: în situația ședințelor convocate de îndată, expunerea de motive și raportul serviciilor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență cel târziu odată cu proiectul hotărârii. Mulți veneau, dar făceau pe urmă, fiind de îndată expunere. Nu. Noi considerăm că ar fi corect că și expunerea și raportul serviciilor trebuie să fie odată cu proiectul. De asemenea, în articolul 197 aliniatul 12, dacă urma dezbaterilor din ședința Consiliului Local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, președintele poate retransmite proiectul hotărător în vederea reexaminării de către inițiator. Noi am propus că dacă în urma dezbaterilor din ședința Consiliului Local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, secretarului sau consilierului și cu acordul Consiliului Local, președintele de ședință transmite proiectul de hotărâre în vederea examinării de către inițiator și de către serviciile de specialitate. Retransmiterea spre examinare de către serviciile de specialitate poate fi solicitată și de șefii compartimentelor de resort prezenți la ședință. Am introdus și acest lucru. De exemplu, a fost și o altă propunere din partea Asociației Primarilor de Comune, cu care noi nu am fost de acord. Articolul 208 aliniatul 2 spune: viceprimarul este ales cu vot secret al majorității consilierilor locali în funcție din rândul membrului Consiliului Local la propunerea primarului sau consilierilor locali. Ei au venit cu propunerea că viceprimarul este numit și eliberat din funcție prin dispoziția primarului din rândul membrilor Consiliului Local. Noi n-am putut fi de acord, adică democrația totuși trebuie păstrată și în momentul în care totuși vine primarul ales, își numește consilierii locali, consilierii personali, își numește administratorul public, am considerat că e prea mult să-și numească prin decizie proprie și viceprimarul. Am considerat ca viceprimarul totuși să fie apanajul consilierilor locali printr-o majoritate. Ei spuneau că da, dar dacă primarul n-are majoritate, dacă n-are, asta e să știe să negocieze și să-și facă o majoritate funcțională. Deci am susținut în continuare să rămână cu votul secret al majorității consilierilor locali și nu am acceptat acest amendament, chiar dacă un pic Asociația Comunelor s-a supărat pe noi, dar am considerat că e un element de democrație care nu trebuie să fie știrbit. În schimb, am fost de acord cu faptul că viceprimarul să nu poată fi eliberat din funcție cu mai puțin de 6 luni înainte de data alegerilor, pentru că cu 6 luni înainte de data alegerilor încep jocurile politice. Și atunci, pentru ca administrația să funcționeze și să nu apară acel șantaj politic la adresa administrației publice locale, am fost de acord cu acest amendament care să fie introdus la articolul 208 aliniatul 5. Majoritatea articolelor au fost agreate. Am mai solicitat un lucru propus de Asociația Orașelor. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația potrivit aliniatului 2 este de o ședință de Consiliu și 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună. Indemnizația se va achita doar pentru activitatea desfășurată în comisia de bază și numai pentru o ședință. Au solicitat abrogarea pentru că au spus că nu există o justificare pentru transformarea activității consilierilor locali sau județene într-o activitate pro bono. Și atunci a rămas, ministerul nu s-a opus, a rămas să fie abrogat acest articol și să nu se facă nicio specificație cu privire la câte
ședințe pot fi plătite, iar fiecare consiliu local, prin regulament propriu, să-și stabilească acest lucru. Pentru că au fost comune care au spus că fiind mici n-au fonduri și nu pot să plătească, și așa le e greu o ședință, au fost municipii care au spus că iau decizii pe fonduri europene, pe sume foarte mari, importante, și atunci este corect ca consilierii să facă o activitate răsplătită. Noi n-am pățit la Roman, deci să recunosc, decât cazuri izolate. Dar au spus orașe mari că atunci când fac ședințe extraordinare sau de îndată care nu-s plătit, în general consilierii nu vin la ședință. Deci, mă rog, vreau să vă spun că la acest punct am fost neutru, nu m-am poziționat în niciun fel. Alineatul 298, articolul 298, alineatul 2, l-am reformulat noi, l-am propus și a fost agreat de minister. Aprecierea oportunității și necesității adoptării și emitirii hotărârilor respectiv dispozițiilor aparține autorității deliberative, respectiv executive, și nu poate face obiectul controlului altor autorități. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnate sau avizarea spre legalitate și semnarea actelor administrative angajează răspunderea tuturor semnatarilor în cazul încălcării legii, în raport fiecare cu atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului. Ce vrea să spun acest lucru? Că oportunitatea și necesitatea, până la urmă, este o decizie de program de guvernare local-regional, 1. 2. Că acest lucru nu poate fi analizat de autoritate de control. 3. Că cei care semnează răspund în mod solidar. Până acum era doar primarul cosemnat. Nu, semnează și financiarul, și tehnicul, și achiziția, toate pe nivelul lui, adică când semnează ăla, primarul vine și semnează ultimul, practic, pentru conformitate. Deci toți ceilalți pot răspunde la acestor acte în spate. Până acum nu era așa ceva. Ei, am mai încercat eu unul și nu mi-a ieșit. Trebuie să recunosc. Și anume, era așa, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale se face la cererea Consiliului Local, la Consiliul Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, prin hotărârea Guvernului. Eu l-am modificat, am avut susținerea primarilor, dar nu a fost agreat de minister, că a spus că le fixăm noi termene. Eu am zis că trecerea unui bun din domeniul public, pentru că sunt proiecte, sunt și așa mai departe, și trebuie să rezolvi nu numai la decizia guvernului, ci și datorită unor necesități, unor urgențe. Eu am zis trecerea unui bun din domeniul public al statului, în domeniul public al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale, se face la cererea Consiliului Local, a Consiliului Județean sau Consiliul General al București, după caz, prin hotărârea Guvernului, în termen de maxim 90 de zile de la depunerea cererii. Ei, și o zis, aia, dar ne fixați nouă termeni și așa mai departe. Păi zic, da, că știu că sunt care au durat ani. Ei, asta e situația, mă rog, am avut, v-am zis, susținerea, nu a fost agreat de minister. Da. De asemenea, a mai fost un articol pe care l-am propus tot eu, într-o discuție care am avut-o purtată aici la Roman, cu secretarul și cu șeful Serviciului Resurse Umane, și pe care l-am susținut și care a spus că va fi luat și discutat. Primarii l-au agreiat și va fi susținut, discutat cu Ministerul de Finanțe, cu privire, nu știu dacă îl găsesc acum, dacă nu vi-l spun că știu pe de rost. Cu privire la salarizare, și anume am considerat noi că ar trebui ca salarizarea să nu fie una plată și echidistantă, ci să fie una care să promoveze performanța și care să poată să aducă un plus pentru cei care se implică, pentru că să știe că da, am găsit. Cu privire la aparatul de specialitate, în contextul descentralizării și creșterii autonomiei locale, Consiliul Local să poată hotărâ acordarea unor sporuri și facilități, inclusiv pentru aparatul de specialitate a primarului, pentru că pentru societăți, pentru regii, este valabilă. Dar acestea să fie hotărâte cu aprobarea Consiliului Local,
potrivit legii, personalului din cadrul aparatului de specialitate, instituțiilor publice de interes local salarizarea, în limita mijloacelor financiare de care răspune, dar numai puțin de nivelul prevăzut de legislația specifică, în sensul în care să poți să ai un minim și un maxim. A fost așa ceva, a funcționat o perioadă, spunea domnul secretar că a funcționat foarte bine și atunci puteai să stimulezi pe cei care cu adevărat se implică și muncesc. Este știut că este foarte greu să dai afară un angajat, cu atât mai puțin un funcționar public, chiar dacă nu-și face datoria, însemnând o serie de demersuri care duc spre epuizarea, dacă vreți, a nervilor, a activității. Și atunci ar fi corect să poate să existe un stimul financiar. A fost agreată și aceasta. În mare, cam acestea s-au lucrat cam 3 ori și ceva, au fost discuții și aprinse, dar au fost discuții constructive. Mă bucur foarte mult că am putut contribui la acest proiect de cod administrativ și m-am implicat activ. Am spus, chiar am fost unul din artizanii de acolo și nu o spun ca o laudă, ci o spun ca un element de mândrie pentru municipiul Roman. Da, ăsta a fost al doilea punct. De asta spun că ieri a fost o zi bună și la Ministerul Dezvoltării și la Asociația Municipiilor, pe care vi l-am adus la cunoștință. Un al treilea punct. Deci, în momentul dacă este agreiat, intră, el a fost deja în 2 dezbateri publice, intră la ultima dezbatere publică, care e mult mai scurtă, de vreo 15 zile, practic. Restul toate sunt de 30. Intră la ultima. După aceasta, urmează să-și ia avizele de la ministerele de resort implicate. Cum v-am spus, Ministerul de Finanțe, acolo unde e vorba de bani, Ministerul Justiției, unde e vorba de unele modificări legislative, ca să nu intri în contradicții cu legislația. Apoi Ministerul Dezvoltării îl propune Guvernului. Guvernul dă în ședință de guvern aviz final, înaintează Parlamentului. Noi sperăm, ceea ce am discutat cu Ministerul și am agreat, noi sperăm ca până la sfârșitul semestrului 1 al anului 2017 să-l avem în formă de a fi trecută prin Parlament, adică trecut chiar și prin comisii. Ceea ce ar însemna, pentru că el oricum va intra în funcțiune cu 1 ianuarie 2018, ceea ce ar însemna ca în partea a doua anului următor să fie aprobat și să intre în vigoare. Chiar am spus la măsuri tranzitorii că el să fie să intre cu aplicare în termen de, inițial era un an, la articolul 662, noi am zis prezentul cod intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării Monitor Oficial, partea 1. Pentru aplicare unitară a prevederilor codului, noi am zis că termenul de 6 luni este suficient. Și atunci, dacă până la sfârșitul semestrului se produc toate aceste lucruri, considerăm inclusiv intrarea lui în Parlament, atunci ar putea intra cu 1 ianuarie 2018. Mi s-a promis cu o lucrare și sprijin din partea Ministerului Dezvoltării. Ok. Punctul 3. Aș vrea să vă informez cu privire la calendarul. Vocea mea nu este încă complet refăcută în campanie, dar încet, încet. Calendarul evenimentelor. Ceremonialul regal pentru momentul sosirii trenului de gară în gara municipiului Roman devine 16 decembrie, ora 11 ar fi prima acțiune. După cum știți, am primit o invitație din partea Casei Regale, care reface drumul în Moldova. Deci Casa Maestății Regale Regiului Mihai are onoarea să vă aduc la cunoștință că în zilele de joi 15 decembrie și vineri 16 decembrie trenul regal va face a 7-a călătorie regală din zilele noastre pentru comemorarea celor 100 de ani de la refugiul familiei regale. Am vorbit la Ziua Națională despre momentul în care România a devenit doar regiunea Moldova și cu guvernul refugiat la Iași pentru 2 ani din 1916 până 1918 când capitala țării și regatul România funcționa la Iași. În ziua de 15 decembrie, trenul se va opri la Mărășești, Ajuț și Bacău, iar vineri, 16 decembrie, se va opri la Roman Pașcani, la Iași. Am primit o invitație de a și însoți familia regală până la Pașcani, cu trenul regal. Și vă spun, ca să știți și dumneavoastră,
În ziua de vineri, 16 decembrie, trenul Regal va opri în gara municipiului Roma la ora 11:04, va staționa 10 minute. În acest sens, ne roagă și vom sprijini organizarea ceremonialului regal pentru momentul sosirii trenului regal în gara municipiului Roman. Este un eveniment istoric care e legat de pregătirea celor 100 de ani de la Marea Unire. Și personalitățile pe care le invită, probabil, adică este protocolul casei regale. Nu. Ei se ocupă de tot. Prințul Dudaș cu Principesa Margareta. De asemenea, vineri 16 decembrie, începând cu ora 13, la restaurantul Brăduțul va avea loc nunta de aur a cuplurilor romașcane care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 54 de cupluri. Cum? Da, bun. Tradiția va merge înainte, știți cum se spune. De asemenea, sâmbătă 17 decembrie va avea loc inaugurarea sătucului lui Moș Crăciun. Aici avem o deficiență foarte, adică o deficiență care, și voi avea o discuție după ce termin ședința, în sensul în care, ulterior la ceea ce am discutat, ni s-a cerut o sumă de bani pentru amenajarea patinoarului. Nu am acceptat acest lucru, pentru că, într-adevăr, e foarte scump. Vom amenaja sătucul, vom avea ce discuții vom avea cu dânsii și decizii vom lua, dar eu ce am stabilit, vom stabili. Noi nu acordăm niciun ban pentru astfel de lucruri. Le facem chiar dacă la un nivel mai mic, dar considerăm că bugetul local are lucruri mai importante decât să suporte. Vreo 30.000 de euro. Dacă nu dăm bani, nu. Nu-i dau. Deci nu dau. Mai am o discuție astăzi, de asta v-am spus. M-ați înțeles? Mai am încă o negociere astăzi. Da, da, dar trebuie amenajarea, manta, srebitot, e o investiție, într-adevăr. Unul de ăsta costă cam între 300 și 500 de mii de euro. Înțelegeți? Ce? 30 de mii taxa, da. Păi nu? Și nu. O să vedem și probabil în perioada următoare o să ne organizăm și o să ne facem patinoarul nostru propriu. Mai degrabă merge o investiție pe care să încercăm să o facem cu fonduri proprii și să ai lucrul tău. Dacă ei spun că durata lui de viață e cam 10-15 ani, pentru că e un patinoar din ăsta care îl montează și îl demontează. Și atunci dacă costurile lui sunt între 300 și 500 de mii de euro, funcție de dimensiune, ar trebui să-și recupereze sumele investite în el și să ai și profit. Era condițiile acest patinoar în momentul în care ei deja amanetaseră un lucru de a aduce unul second hand din Germania. Se pare că lucrul ăla nu le-a mai ieșit. Da, mă rog, e treaba lor. Duminică 18 decembrie, ora 16, Festivalul Minorităților, ediția 1. Sâmbătă 17 decembrie. O stabilim astăzi. Da. Festivalul Minorităților, ediția 1, la solicitarea minorităților din Roman, duminică 18 decembrie, ora 16, la Casa de Cultură. Ședință cu directorii de școli, marți 20 decembrie, ședința de final de an și discuții a activităților pe care le avem împreună. Probabil ora va fi ora 10, depinde de programul care va fi ulterior și care îmi va modifica într-un fel sau altul programul pe care îl stabilesc acum. Ziua Eroilor Revoluției, joi 22 decembrie, ora 9, ceremonial religios și depunere de coroane în cimitirul Eternitate. Carnavalul de Crăciun, joi 22 decembrie 2016, ora 13. Parada de la hotel până în Piața Roman Vodă, inclusiv cu spectacolul din Piața Roman Vodă. Ședința cu primarii din zona Roman Metropolitan, cu felicitările de sfârșit de an și organizarea activităților de sfârșit de an, vineri 23 decembrie. Ședința festivă de sfârșit de an a Consiliului Local, care va avea loc la Hotel Plața Roman, joi 22 decembrie, ora 11, ședința festivă de încheiere. Caleașca lui Moș Crăciun, ca în fiecare an, sâmbătă 24 decembrie, începând cu ora 9:30. Prin toate cartierele din municipiul Roman, acordând
cadouri copiilor pe care îi întâlnești în cale. Ședința operativă și conferința de presă de finală, marți 27 decembrie 2016. Festivalul de datin și obiceiul roman metropolitan, ediția 7-a, joi 29 decembrie 2016, în piața Roman Vodă, începând cu ora 10. Revelionul 2017, anul ăsta l-am programat pe 31 decembrie, cu spectacol în piața Roman Vodă Mușat. Cine da. La Revelion avem Cristi Prăjescu, avem în deschidere Mugurel de la din Republica Moldova, Laura Band și Foc de Artificii. Da. Laura Band. Da, Laura e. Și Mugurel, să vedeți, e o formație similară cu Lăutarii lui Botgros, care vin cu formație, deci tot ce am vrut să aducem, cam fiecare an, n-am vrut să aducem numai CD-iști. Am vrut să aducem live. Și Mugurelu și Laura cu bandul cântă live. Am terminat și punctul 3. Punctul 4, care va avea două subpuncte. A și B. Pentru că se corelează mai multe între ele, am să spun așa, vreau în primul rând să mulțumesc romașcanilor care au fost alături de noi la aceste alegeri, pentru că în municipiul Roman a fost scos scorul cel mai mare din județul Neamț și unul din cele mai mari din țară. Și le mulțumesc pentru că știu că votul care l-au dat, romașcanii l-au dat în mod substanțial, practic către mine și nu politic. Știu în același timp că mulți romașcani, pentru că mi-au și spus de asta, știu, nu au votat pentru că nu au dorit să plec. Au văzut lucrurile mult mai aproape, eu am încercat să le văd mai departe. De asemenea, dacă vreți, eu am făcut și o analiză a ceea ce s-a întâmplat. A fost un val care practic a ras tot în cale, dar și pe o campanie foarte articulată și coerentă a PSD-ului și una mai dezlănată și nu foarte predictibilă pentru cetățean, de alt a PNL-ului. Eu vreau să vă spun că acest lucru l-am spus în timpul campaniei. Și a mai afirmat un lucru, nu poți să vrei binele României negândindu-te la binele românilor. Pentru că poți să fii tu poleit în aur. Omul prima dată se gândește la viața lui, a familiei lui și corect așa. Au fost câteva greșeli majore pe care nu vreau aici să le discut. E o problemă internă de partid. Dar vreau să vă spun că acest defect s-a întâmplat, dacă vreți, la Neamț, la Roman, ca să văd raza mea de competență, să nu zică cineva când dau cu părerea până prea sus, deci n-am nicio problemă să-mi dau. Unul a fost, consider eu, o campanie nu foarte coerentă și nu foarte pro-cetățean a PNL-ului de la nivel național, cu mesaje care n-au ajuns în inima și în sufletul cetățeanului. Ba multe dintre ele au venit să anuleze anumite propuneri a adversarilor, ceea ce a stârnit o anumită adversitate. Doi, listele care s-au făcut la Cameră și la Senat nu au avut un sufragiu, dacă vreți, dincolo de vot, înainte de vot, la momentul conceperii lor, un sufragiu, un grad de simpatie ridicat către cei de pe listă, lăsând pe unii indiferenți, iar pe alții chiar radicalizându-i. Și al treilea a fost faptul că mulți din romașcani n-au vrut ca eu să plec. Acestea sunt cele trei, dacă dumneavoastră presa a sesizat și altele, chiar v-aș ruga să-mi spuneți, să mă ajutați. Dar eu consider că aceste trei au fost cele cauzele majore a acestui rezultat. Acum,
Nu trebuie comparate niciodată merii și cu perii. Nu trebuie lucrurile confundate. Una sunt alegerile locale, altele sunt alegerile naționale. Și vaca și oaia dau lapte. Dar nu e aceeași treabă. Așa și la alegeri. Și la alegerile locale și la generale se dau voturi. Dar nu e aceeași speranță și aceeași adeziune. Același element de patriotism. Patriotismul local, când se face prezent, este mult mai stimulativ. De aceea n-au legătură că unii caută să le coreleze. Nu, eu am făcut o analiză, cred că pertinentă, și v-am spus cele trei motive. Dacă vreți să măsurăm și voi măsura gradul de simpatie și de încredere a romașcanilor în mine, o să vedeți că el este unul major. Ei aici au sancționat anumite lucruri, că nu poți tu să spui, adversarul tău să spună că o să crească salariile la profesori și la medici și tu să spui că nu se poate. Că vor să tai 103 taxe să elimine și tu să spui că nu se poate. Că vor să reducă nu știu ce accize și tu să spui că nu se poate. Păi dacă nu se poate, nici oamenii nu au putut. Acum revin aici. Deci asta au fost la alegerile locale și generale. Acum revenim la modul în care PSD-ul, câștigătorul, și recunosc victoria lor, a început să se țină de cuvânt. Deci ați urmărit de ieri că deja trei din promisiuni le respectă, între ghilimele. Unu, au propus reducerea accizei la combustibil. Au solicitat premierului Cioloș să anuleze această acțiune pentru anul următor. Da? Ați văzut ieri, poate, da? Deci nu mai vor să se reducă acciza la combustibil. Doi, era propunere reducerea TVA-ului 1 ianuarie 2017. Au cerut premierului Cioloș să iei măsuri printr-o hotărâre de guvern prin care să anuleze reducerea TVA-ului anul următor. 3. Suspendarea, anularea taxei pe stâlp. Au solicitat premierului Cioloș să producă o hotărâre de guvern prin care să anuleze pentru anul viitor aceste chestii. Deci trei promisiuni deja din prima zi, care au spus că nu se pot ține de ele, nu le pot face. Da? Apropo de chestia asta, ca să știi și lumea ce a votat. Deci nu s-a răcit, nu s-a uscat cerneala încă de la ștampilă pe buletinul de vot și trei din promisiuni au fost revocate. Mai mult decât atât. Respectul pe care PSD-ul are față de romași, de romașcani. Pentru că romașcanii au votat PSD-ul, da? În ședința de Consiliu Județean, avem hotărârea în față, au fost mai multe proiecte de hotărâri, da? Mai multe proiecte de hotărâri prin care s-au alocat sume pentru achitarea arieratelor sau pentru susținerea programelor de dezvoltare locală sau pentru susținerea proiectelor de infrastructură de orice tip care necesită cofinanțare locală. Eu am aici toate documentele, mi le-am adunat că deja vrem să mergem în instanță. Am toate documentele aici făcute, prin care am solicitat bani pentru susținerea cofinanțării pentru apă canal și pentru gunoi. Am avea în total vreo 7 miliarde de cofinanțare, pe care nu le-am dat și nu le dăm. Nu le dăm, pentru că altora li s-a dat. Romanul n-a primit. Pentru susținerea echilibrării bugetare. A, uitați-vă și dumneavoastră cât o primi Roman. 2 lei. În tabel. 2. 1000 lei. Da? Ce frumos apare cifra 2. Deci asta probabil o dat-o pentru romașcanii care au votat PSD-ul. Deci în Roman trăiesc oameni care unii sunt neutri politic, iar alții au simpatii politice. La aceste alegeri duminică s-a văzut o simpatie prin votul dat mai mult către PSD. În ședința de ieri, de marți, a răsplătit aceasta cu 2 lei pentru Roman. Da? Cu 3 lei către Bicazu Ardelean, cu 3 lei către Ceahlău, cu 0 către Cordun și Costișa, cu 2 lei către moldoveni, cu 3 lei către tămășeni.
adică în comunele în care a câștigat PNL-ul. Practic, prin această repartizare a sumelor defalcate, s-a făcut o mită electorală către comunitățile care au sprijinit alegerile. Deci s-a făcut la două zile. Votați voi bine duminică că vă plătim noi marți. Să nu fie marța neagră. Să nu fie marța neagră, pentru că asta miroase abuz în serviciu și alocare de fonduri publice discreționar. Consilierii noștri au cerut în ședința de ieri criteriile pe care s-au alocat. Dacă vă aduceți aminte, pe timpul președintului Pruteanu, inclusiv a președintului Culiță Tărâță, erau adunați în ședință primarii de municipii, parlamentarii și președinții de partid, unde se luau decizii privind aprobarea, propunerea de criterii. Acele criterii erau aduse în sala mare, unde erau adunați toți primarii care le aprobau, conveneau pe ele, iar cu ele se intra în ședința de Consiliu Județean și fondurile se repartizau. Erau luate atunci din criterii, dacă vă aduceți aminte, populația, numărul de cetățeni, arieratele, datoriile către furnizori, 3. Contribuțiile proprii pentru proiecte de finanțare europeană ca să nu se piardă banii europeni. Nimic nu mai există în ziua de azi, decât pârjol, ca pe timpul tătarelor. Eu spun să vă uitați și dumneavoastră presa. Eu știu că la Piatra există un element important de presă, obedient. Hai ca să se înțeleagă. Slugarnici, ca să nu confundi oamenii, sunt poate nu înțeleg unii cuvântul obedient. Am văzut că la Roman oamenii în general au susținut și vă felicit pentru. Dom'le, că n-am greșit, mi-ați spus-o, că n-am făcut bine, m-ați lăudat, dar eu v-aș sfătui să fiți corecți în continuare, că dacă sunteți presa de aici, să susțineți Romanul, nu pe mine. Deci eu mă descurc. Dar romașcanii nu pot fi tratați ca populații second hand. Nu pot fi tratați de oameni care nu au atins un grad de percepție civică, administrativă, ridicat, prin care să înțeleagă că tratamentul trebuie să fie egal față de cetățean. Dar nu contează că unii scuipă baronul local, pupă primarul din Roman și rezolvă. Și v-am arătat, 12 miliarde le-am adus deja de la București pentru rezolvare. Mai mult decât atât, dincolo de acești bani, alocați din punctul nostru de vedere discreționar și care răsplătește sub formă de mită electorală din bani public și măsor cuvântul, să știți că cuvântul e tare, e dur, mi-l măsor, comunitățile care s-au implicat politic. O să mergem mai departe și vă dau un alt exemplu. Am solicitat de atâtea ori fonduri pentru spital. Da? Spitalul municipal, prin care, datorită unor oameni de bună credință, cum a fost președintele Pruteanu, cum a fost președintele Culiță Tărâță, s-au alocat bani nu sub misodalul Leoreanu acasă sau la primărie, la spitalul de urgență. Da? Am aici toate adresele pe care le-am înaintat de-a lungul timpului din Consiliul Local. De Consiliul Local către Consiliul Județean și de către spital. Toate. Eu înțeleg că noi n-am căzut în genunchi. Vă aduceți aminte când într-o ședință s-a spus că Leoreanu nu a venit la înalta poartă? Dom'le, noi nu ne îngenunchem. Noi nu ne umilim. Avem demnitatea noastră. Suntem dispuși. A venit președintele Consiliului Județean la Roman cu incidentul de la azil, da? Dom'le, m-am dus acolo. L-am primit. Am venit cu el în primărie. Am discutat, am căutat soluții. Deci nu că o țin orbește înainte. Eu respect și instituția, respect și prerogativele funcției. Dar trebuie să înțelegem că lucrurile astea se fac prin colaborare. Primăria municipiului Roman nu este subordonată nici Consiliului Județean, nici Prefecturii Neamț. Primăria municipiului Roman, în baza legislației, are autonomie și decide prin acest for legislativ, Consiliul Local, și duce la îndeplinire prin acest for executiv instituția primarului. Trebuie să înțeleagă foarte clar că trebuie să ne respectăm. Nu s-au dat bani pentru Spitalul Roman nici acum. Ceea ce am solicitat noi pentru finalizare, 482.000 lei, cu adrese, le avem toate aici, din septembrie, din octombrie, din noiembrie, din decembrie. Ultima este din 8 decembrie.
Uitați-o. Le-am găsit că le-am toate aici. Le-am pregătit. 8 decembrie ultima către Consiliul Județean. Că știam că se pregătește această ședință. Și am zis, bă, să vezi că după alegeri arată un semn că poate să fie om. Bineînțeles că nu s-a luat în calcul. S-a explicat cum nu se poate. În schimb, s-a putut aloca bani la spitalul din Târgu Neamț. Și avem aici toate hotărârile. Pentru că aici trebuie explicat. În fața legii, nu în fața noastră. Noi o să cerem prin legii. Prin... De ce aceste fonduri s-au repartizat spitalului din Târgu Neamț, unde foarte bine că s-a dat. Și de ce nu s-a dat și spitalului din Roman? Și o să explice, dacă o să explice și o să fie corect, nu avem nimic împotrivă. Dar noi nu o să mai cerem explicații la Consiliul Județean. Noi o să cerem direct instituțiilor. Și plângerea va anunț din capul locului, că nu vreau. Oameni buni, n-am semnat în viața mea o reclamație, n-am făcut nimănui. Nici o reclamație în viața mea. De data asta voi semna denunț către DNA. Cu mâna asta. Pentru că nu-i pentru mine, e pentru Roman și Romașcani. Și ăsta e respectul de care se bucură Romașcani după ce o vota PSD-ul. Asta primiți. Asta ați dat, asta ați luat. Ce să facem? Mai departe, facem solicitare încă din 11 noiembrie. Da? Pentru Carnavalul de Crăciun. Pentru Festivalul de Datini și Obiceiuri. Cu specificații că aceste cheltuieli se ridică la un total de 60.000 de lei. Și din care am solicitat să ne sprijine și pe noi cu suma de 30.000. Adică să facem o cofinanțare, da? Uitați tabelul cu datele, așa a fost trimis. De la jumatea lunii noiembrie. Nici nu a fost băgat în seamă acest proiect, nici n-a fost trecut pe ordinea de zi. Cu aviz pozitiv, negativ, nu a fost. În schimb, se face proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu orașul Târgu Neamț și cu comuna Alexandru cel Bun. La Târgu Neamț organizează festivalul obiceiuri și date de anul nou, exact ce am cerut și noi, și să dau bani, nu mai știu exact cât, 300 de milioane, da? Iar la Târgu Neamț, la zile Ion Creangă, unii se alocă și acolo, nu mai țin minte, 100 sau 200 de milioane, le-am toate aici. La Ion Creangă, la Humulești. Iar la, se alocă la Târgu Neamț, la spital și la comuna Alexandru cel Bun, de asemenea pentru acțiuni la spital. 12 miliarde la spitalul din Târgu Neamț. Da. Iar apoi vin și se alocă peste 10 miliarde la biserici. Dom'le, așa e, nicio faptă bună nu trebuie să rămână nerăsplătită. Eu înțeleg. Și trebuie ajutat. Și știți că am fost totdeauna aproape de biserică și de credință. Și rămân în continuare aproape de credință. De credință rămân aproape în continuare. Că nu ești nimic fără Dumnezeu. Dar e adevărată vorba aia că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Acum știți cum? Faptele de pe pământ vor plăti răsplată în ceruri. Sau în subsoluri. Fiecare după cum crede că au acționat. Eu nu mă simt vinovat, am fost cu demnitate în fața fiecăruia. Aveți la dispoziție toate acestea. Vă propun o provocare, cum mi-ați făcut și dumneavoastră atâtea provocări și atâtea lucruri bune pe care le-am făcut împreună. Vă propun să vă depășiți nivelul de jurnalist, de prezentare a evenimentelor cotidiene și iată un subiect pe care merită să deveniți un jurnalist de investigație. Unii dintre dumneavoastră deja sunt și spun unii că e la plural, nu-i numai unul. Vă-aș propune. Pentru, deci aici, fraților, și banii noștri, da? Când veneam la primărie și spuneam aia fac, aia nu fac, aia fac, și am căutat numai, să nu credeți că noi n-am avut controle și n-am fost analizați de toate structurile.
Și să nu credeți că dacă se găseau lucruri aiurea, cineva te iartă. M-am chinuit să fac cu nimica toată. Am vrut să fac din rahat bici și Dumnezeu mi-a ajutat să-l fac să se pocnească. Și am făcut. Dar acum când faci căsuțe cu 5 miliarde în care lemnul să-l dă gratis Rom Silva, mă ierte Dumnezeu, știți cu cât am produs noi căsuțile pe care le avem în parc? Cu câți bani am produs noi căsuțile care le-am făcut în parc? 40 de milioane de lei bucata, făcute din noi. Cu tot cu lemn cumpărat. Da? Nu, că acolo este o firmă înființată de curând. Dacă de asta v-am propus să verificați, este o firmă înființată de curând în care dacă vă duceți în spate, o să găsiți, păi, 1 noiembrie, sigur, e nou, e proaspătă și curată. Și în spate sunt niște oameni apropiați. Păi dacă le spunem, hai să le spunem pe față, hai să fim drept și corecți. Și a fost licitație? Nu. Ei, nu, e cu încredințare directă. Da. Nu, la DNA s-o ocupi ei, dar o sesizare. Ați făcut-o? Nu, se lucrează la ea. Lucrează juriști, lucrează consilierii județeni, am adunat materiale, se lucrează. Așa, până la finalul anului? Sper să da. Sper să da până la finalul anului. O semnez ori în calitate de primar, ori o semnezi consilierii județeni, ori o să semnezi un grup de primari, pentru că primarii sunt și ei nemulțumiți de județul Neamț. Bun, vreau să vă spun că sunt nemulțumit și primar PSD. Dar nu pot spune. Dar de ce nu i-a cerut așa consilierilor dumneavoastră? Nu vă supărați. Ei au aprobat mărăria aia cu... Păi le-am reproșat-o, credeți că le-am reproșat-o, dar am aflat mai târziu. De exemplu, ieri unde am instrumentat, chiar dacă eram la București, prin telefon, ați văzut că s-a luat atitudine, s-a cerut criteriile și noi am votat împotriva alocării sumilor astea. Acolo unde m-am ocupat, dar nu pot să mă întind și eu pe toate fronturile. De-aia m-am ocupat eu, domnișoară, eu m-am ocupat de ea. Da? 13 decembrie, ei sunt consilieri județeni din 5 iunie. Da. Ei nu au existat ca o poziție reală în Consiliul Județean, adică... Ba da, au mai ridicat cu spitalul la Roma, adică câte ori eu le-am spus, au ridicat probleme. Așa este. Păi... Deci ei nu au făcut o poziție reală, asta spun. O poziție bine documentată care să vin... De-aia de ieri m-am ocupat eu. La modul la care merge justiția, nu. Trebuie să terminăm procesul în anul ăsta, pentru că, iată, eu am cerut suspendarea contențios a actului și se sfârșește anul, se sfârșește pe perioada și nu vin niciun termen. Vorbim de lucruri din moralitate, nu de ilegalitate, acolo, stați un pic. Legat de ce s-a întâmplat ieri la Consiliul Județean și cu liberalii, înțeleg că nu au votat proiectul pentru zona 3 Târgu Neamț pe deșeuri. Acum venim din partea cealaltă. Un proiect care e pe fonduri europene și care încă o dată este pus în pericol de data asta din partea grupului de consilieri ai PNL. Asta e. Când dai palme, mai și primești. Asta este răspunsul. Da? Asta e răspunsul nostru. Adică dumneavoastră acum ne războim? Da, ne războim. Păi, păi cine a declarat războiul, nu trebuie să-l ducem. Ce facem? Stați un pic. Punem în balanță 482.000 de lei. Da? Nu punem în balanță numai 482.000 de lei. Pe lângă spital punem și toate celelalte alocările bugetare, toate le punem. Toate le punem. Da. Nu știu, nu știu. N-am făcut un calcul. Da, da. Așa, și puneți și proiectul european, care nu e de 1 milion de euro. E mai mare. Așa, și da. Înseamnă în tot județul. Eu zic așa. Vă aduci, stați, păi, dar nu vreți să vă explic? Cum a zis domnul președinte cu spitalul? Să vină domnul primar să discute, nu? V-a zis așa sau nu? Răspundeți-mi, dacă tot... Da. Să vină domnul președinte să discutăm. Și găsim soluții. Corect? Și găsim soluții, rezolvăm. Nici dumneavoastră acolo, în afară de acest război politic, nu aveți un argument. Dar aici nu mai e război politic. Aici e război administrativ acum. Da, păi da, asta vreau să zic. Acolo este un lucru, nu vorbim, vorbim așa de... În fizică este un principiu acțiunii și reacțiunii. Când împingi cu o forță de sus în jos, să se răspunde de către obiectul apăsat cu aceeași forță egală ca modul și de semn invers. Da, nu este chiar aceeași
Nu, nu este. Dar acolo unde ai majoritate... Cum? Nu. Acolo vorbim că... Nu e, nu e niciun pericol, are timp, s-au făcut licitații, s-au terminat, dar zona 2, nu, dar zona 2 Roman, eu mă gândesc la Roman, sunt primar de Roman, da? Zona 2 Roman e rezolvată? Nu. Nu. Nu, eu vorbesc de Roman, când am să fiu deputat din Neamț, am să vorbesc din Neamț. Acum eu sunt primar de Roman, vorbesc de calitate de primar de Roman. Mi-e mai aproape cămașa decât Cojocul. De când o să vorbesc ca deputat de Neamț? Dacă o să vorbesc. Ați luat nu. Nu, voi lua. Și ăsta e răspunsul. Deci noi suntem deschiși la dialog. Pe subiectul ăsta nu s-a purtat nicio dezbatere. M-ați înțeles? Deci suntem deschiși. Dacă domnul președinte e dispus să dialogăm și să găsim soluții împreună, noi ne declarăm deschiși să colaborăm. Ce vreți mai bun de atâta? Nu spunem, noi nu stăm de vorbă. Noi nu colaborăm. Noi vrem să colaborăm. Colaborăm înseamnă că votați în viitoarea ședință? Dacă... Toate proiectele. Adică tot ce se poate discuta... în favoarea și abordarea echidistantă a fiecărei zone a Neamțului. Adică cum ați vrea dumneavoastră? Să stau cu căciul la mână și să fac pantofii, pentru că trebuie pe zona asta și Romanul să-l lăt pradă tătarilor. Ce e în procedură? Păi da. Păi că nu s-a aprobi. Dacă nu s-a aprobi, le aprobăm pe toate. Le aprobăm și pentru Roman. Nu vedeți că Romanul e rămas în urmă. Dar nu avem problemă de a discuta. Deci, repet, ca să se înțeleagă foarte clar, nu facem ambiție. Suntem de acord să dialogăm și să găsim soluții comune pentru binele întregului județ. Nu știu dacă am zis rău. Da. Bună. Bună. A avut o atitudine bună și de conlucrare. Știți, vreți să vă dau amănuntul unde s-a stricat din nou treaba? Da. Vreți, nu? În momentul în care a fost problema cu azilul, am zis hai să căutăm să identificăm o soluție. Și eu le-am propus imediat și am fost foarte deschis cu clădirea de la psihiatrie. Da? Care are acoperișul făcut, are termosistemul făcută pe afară, trebuie amenajat în interior. Mai ales că a fost secție și satisface fluxurile de funcționare. Aia de pe florilor? Da. Bun. Totul a fost bine și frumos. Primim hârtii prin care ni se spune suntem de acord cu clădirea, vă rugăm să ne-o dați în proprietate. Eu spun, clădirea este a noastră, proprietatea primăriei, nu pot eu să diminuiesc patrimoniul fără o motivație. Dar vă pot da în administrație gratuită. În administrare gratuită. Nu investim noi în clădire în administrare gratuită. Noi investim numai în proprietățile noastre, ni se spune. Zic, bun, dar uite, noi am făcut-o. Atunci, uite, am găsit soluția așa aici. Hai să facem prin simetrie. Cum? Păi, eu vă dau clădirea dumneavoastră în proprietate și dumneavoastră ne dați nouă clubul țevilor Petrotub, care proprietatea dumneavoastră își dată la administrare nouă în proprietate, în care noi am și investit de altfel. Noi am investit acolo pentru poliție și evidența informatizată a persoanei. Acum, am făcut o propunere incorrectă, neonorantă. Deci ne dați și atunci ieșim și în bine în fața organelor de control. Am diminuat patrimoniul cu o clădire importantă a municipiului și am completat-o cu alta. Pentru că, noroc că am fost deștept și am făcut atunci proiectul ăla de hotărâre împreună cu domnul președinte Pruteanu, prin care clădirea clubului Petrotub îi dat în administrare gratuită primăriei municipiului Roman pe toată existența acelor servicii de poliție locală și de evidență informatizată în interior. Când îi se putea retrage administrarea gratuită. Cu toată investiția pe care am făcut-o acolo. Bine, intram în proces, era altceva. Dar am zis, domnule, noi am făcut o investiție acolo. Ne bucurăm de ea. Vă dăm pe asta în care noi am făcut deja acoperișul și termosistemul și exteriorul și geamurile. Le-am făcut toate. Da? Noi vă dăm pe asta dumneavoastră în proprietate și dumneavoastră nu dați pe asta în proprietate. Nu-i de bun simț propunerea? A, nu, nu vrem așa. Dar cum?
Ne-o dat dumneavoastră pe a dumneavoastră complet în proprietate și aia rămâne tot proprietatea noastră. Mă, așa nu se poate. Și de aici ar s-o străcat treaba. Pentru că atunci, ultima dată, obținuse și ne-a zis, da, vă dau banii pentru aparatul de radiologie. Ce șanse? M-ați înțeles care a fost practic logica? Acum iar vă întreb, am greșit? Nu era vorba, că nu trebuie să faci compensare. Fiecare îți ducea pe... Cum? Ce argumentul au avut în tine? Că nu, pe aia nu, 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 nu vor să înstrăineze din patrimoniul Consiliului Județean. Și primăria să vrea? Asta a fost. Și am zis, dar eu vă dau pe asta, mi-o dați pe aia. Oricum, voi pe aia nu puteți lua niciodată. Cât va fi poliție locală acolo și cât va fi evidența informatizată. Doar dacă vine tot un primar de-a vostru, care mută de acolo poliția locală și mută de acolo evidența și în momentul ăla îi poți să-și iei clădirea, să le fac un joc lor. Pentru că Petrotubu, când s-a făcut negocierea de privatizare, s-a spus se dă în atribut, nu se știa la anii 90 prea bine, în atribut autorităților publice locale nemțene. S-a interpretat pe cale de consecință că fiind nemțenii la Consiliul Județean. Deși sindicatele spun acum, puteți să le întrebați, și toți de acolo spun, domnule, noi am gândit-o deodată să o dăm la primărie, nu la Consiliul Județean. Dar apărând autoritate publică locală nemțeană, apare cale nemțeană pe județ, Consiliul Județean. A fost o sincopă, a fost o afirmație gratuită la momentul ăla. Ce șanse dau dumneavoastră? Nu, n-am discutat, nu știu. Eu am fost plecat, eu am venit azi noapte de la București. Înțelegeți? Eu am dat în lucru, nu pot să spună ei. Noi depunem un demers. La care am vrea să ne... La care am vrea să ne se răspundă. Ba da. Păi da, DNA-ul e instanță. Are procurori, procurorii înaintează către instanță. Aplicăm planul B. Da. Îl rezolvăm noi, îl achităm noi. Săptămâna asta. Da. Primăria le dă pentru ce aveau ei alocat bani în exercițiu financiar anul următor. Și la ce a renunțat? La finalizarea activității de termoizolare a spitalului, pentru care tot acolo de la Consiliul Județean am avut bani, pentru care ne-au dat jumătate din bani regretatul Culiță Tărâță și ei n-au mai dat. Și-au alocat atunci spitalul. Pentru că acolo nici n-am mai cerut banii pentru ei. Am zis, bă, măcar aparatul să rezolvăm. Deci am avut bun simț. Deci am avut bun simț. A, nu, nu. Ia tot de la cheltuieli de capital. Și îi duce acolo și la anul le-am promis că o să le dăm noi pe exercițiu bugetar pe anul următor. Păi dar noi, Consiliul Local e major, are 15 consilieri. Și președintele PNL-ului a rămas sunt eu. Aveți răspuns la multe întrebări, dar mi le puneți ca să mă zgândăriți. Eu nu sunt mulțumit de ce scurs o scos. Nu. Sunt în momentul în care sunt foarte multe informații, sunt foarte multe date și foarte multe decizii pe care trebuie să le iau. Și le voi lua așezat. Mă sfătuiesc și cu echipa mea, cum am făcut totdeauna, mă sfătuiesc și cu familia. Înțelegeți? De exemplu, familia mea ar vrea să mă lăs de foarte multe. A, nu, 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 nu. Nu lucrez pe picior de forță, pe șantaj, nu. O să vedem ce se poate face, cum se fac lucrurile. Am o echipă frumoasă aici. Chiar dacă echipa m-ar urma orișul unde aș merge, majoritatea știți că m-am mai avut exercițiul ăsta demonstrat odată. Dar nu, nu se pune problema de așa ceva să plec din PNL. Nu, nu. Să putem colabora, putem discuta. De fapt, în politică niciodată să nu spun niciodată. Da. Nu da. Dragul PNL-ului așa cum el acum. Dar nu mă duceți în niște lucruri la care n-am cum să vă răspund și în care știu răspunsurile, dar la care nu pot să vă răspund public. Dar vă pare rău că n-ați acceptat acea propunere în locul întregii? Dar așa măcar 1%? Nu. Nu. Deci acum dacă ar fi la fel aș face. Președinte Arsene, ați fost să îndeplină armonie pentru Roman, pentru județul Neamț.
Eu mă uit foarte bine în viață lângă ce oameni mă așez. Domnule, dacă ajungeți în Parlament și interesele romașcanilor vor impune ca dumneavoastră să vă schimbați strategia politică... Nici n-am ajuns în Parlament, eu voi spune ce voi face, nu știu. Nu o veți face? Ce să fac? Să vă schimbați orientarea politică. Dacă interesele romașcanilor vor cere și ați putea promova mai bine din perspectiva respectivă anumite proiecte în folosul romașcanilor. E vorba de romașcane. Nu știu ce să vă răspund acum. Chiar nu știu. Dar ați spune în fața marea familie romașcană, în fața, să spun... Probabil dacă ar fi o decizie atât de importantă de luat, i-aș consulta. Da? Aș face prin forțe proprii un fel de referendum local și le-aș cere punctul de vedere. Aș face acest, dacă ar fi o decizie importantă de luat. Dar eu consider, așa cum s-a întâmplat în Germania, în Anglia, chiar în Statele Unite, vedem după alegeri, că se poate conlucra. Consider că suntem oameni civilizați care ne așezăm la masă. Am spus-o de la început, am felicitat PSD-ul pentru victorie. Da? A fost o victorie categorică, pe o campanie pragmatică, bine articulată. Am spus-o, am spus-o. Nu înjur, nu scui pe nimeni, dar eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul aici la Roman. Și trebuie să susțin aceste lucruri. Nu putem să ne predăm oricum. Da? Lucrurile trebuie... Eu, dacă voi merge, voi reprezenta și voi susține Roman Metropolitan. Adică nu poți acoperi în totalitate decât prin modificări sau chiar elemente noi legislative care să vină și să susțină neamțul întregime Moldova sau chiar România. Sigur că voi fi acolo. Dar ca lobby, ca atenție imediată, ca susținerea unor proiecte prezentând necesitatea și oportunitatea lor, mă voi ocupa mai mult de această zonă pentru că îi cunosc și spiritul. Vreau să vă spun că, dacă vreți, vă mai dau un motiv, un al patrulea. N-ar trebui, cineva m-a sfătuit, ai văzut toată viața, ai greșit că ți-ai pus sufletul pe masă și cu presa și cu toți, tu ai spus tot totdeauna, trebuie să mai ascunzi cum fac alții. Bă, așa am fost eu deschis. Dacă mai vreți un al patrulea motiv cu acest scor, a fost și preocuparea mea mai mult pentru zona rurală și mai puțin pe zona urbană. Da? Și ca atare pe zona urbană, am scos un scor cu 30% aproape mai mare decât la partea de la locale, pe Roman Metropolitan. Adică am ridicat scorul PNL-ului pe zonă. În campanie electorală spuneați că sunteți foarte bine primit din cetățenii din Roman, care voastră. Din cetățenii din mediul rural m-ați întrebat la telefon cum e în campanie. Păi din Roman unic, eu n-am activat pe Roman. Și uite, a crescut 30%, am crescut, într-adevăr. Am avut comunii unde luam 5-7% și am depășit 20%. În comunile cu primar PSD? Păi și acolo vă spun. Și acolo vă spun. Și în comunii cu primar PSD s-au ridicat scorurile. Luați-le un pic și le analizați locale față de acum. Și în comunii cu primar PSD. Și acolo. Scorul e mai bun ca la locale. Da. Dar următorul, primarul interimar, îi poate face mandat și continuă acțiunea cu el, activitatea. După ce va fi numit de prefect? Da. Da. Dar până este o perioadă în care va fi fost viceprimar, cu delegații de primar. Atunci. Și atunci păi când îi dă delegații de primar, are atribut de primar. Preia toate prerogativele primarului. În momentul în care dumneavoastră plecați automat, da. Da. Prin lege. Puterea administrativă, executivă nu poate rămâne descoperită. Și va trebui să fie ales un nou viceprimar? Da, va fi ales un nou viceprimar. Interimar. Interimar. Și cât va dura acest interimar? Adică, dacă nu prețință, care este procedura și... Depinde. De exemplu, când a fost cu decesul domnului Culiță Tărâț, a durat 2 ani. Când a fost cu domnul Gheorghe Ștefan la primăria Piatra Neamț cu domnul Chitic, interimatul a durat 2 ani. Depinde ce decizii se vor lua. Aș vrea să mă referiți la
acuzațiile din punct de vedere al codului penal. Deci care sunt infracțiunile de care acuzați? Păi am spus prima dată, abuz în serviciu, da, și acordare de sume discreționare din fondurile publice. Urmează juristii să o așeze în matricea lor, aceste lucruri. Și corelarea, că punem alături listele cu scorul la politic, la vot, și sumele alocate, le punem în oglindă. Da, în același tabel, punem localitatea, suma alocată, scorul politic. La toate. Nu există însă pericolul ca, odată de prin așa de alegere anticipate, PNL-ul să fiază, ținând cont de trendul ăsta roșu. Nu există pericolul dacă ieșim din, din casă dimineața, o mașină să ne calce și să murim? Eu zic că, v-am spus, una e localele, alta e generalele. Nu le amestecăm. Nu putem compara 80% de la locale cu 32% la... Nu. Aici v-am spus, au fost sancționați anumiți oameni care au fost trecuți pe listă, au fost sancționate anumite afirmații care s-au făcut la nivel național și lipsa unui mesaj coerent, inclusiv dorința... Mi-au spus 1000 oamenii pe stradă, inclusiv dorința oamenilor de a nu pleca eu de aici. Deci, cum? Și dumneavoastră. Nu, eu n-am fost sancționat, eu am fost protejat ca să nu plec. N-au înțeles că lucrurile nu depind numai în acest lucru, pentru că votul e județean. N-au creat o chimie. Sau chiar mai mult. Totuși, cine a luat decizia de a face listele și de ce nu s-a putut? Asta e o problemă internă. N-aș vrea să o discut public, problema noastră internă. Asta o vom discuta în analizele noastre interne. Chiar n-ar fi corect. Nu ne-am întâlnit, n-am stat de vorbă, trebuie să stăm de vorbă. N-ar fi corect să încep să disec eu partidul public până când nu stăm de vorbă noi între noi. Păi de asta mă gândesc să nu renunț. Na, ziceți și dumneavoastră cum să fac. Dați-mi și voi o părere. Supunem la vot. Nu-i vot, e o părere, că decizia e tot la mine. Deputat. Nu, după aia se întărește ideea că a fost pe listă doar ca să ajutați. Bravo. Deputat, merge deputat. Ceea ce s-a discutat inițial. Rămâneți aici. Deputat, să rămân aici deputat. Nu știu dacă îmi pasă înapoi, acum mai dă bine în fața oamenilor. Voi vedea. V-am zis, n-am luat decizia încă, o să analizez pe toate părțile. Nu știu, chiar habar n-am. Nu, niciodată nu a fost așa târziu, doar suntem a doua zi după alegeri, doamna Flora. Câte zile au trecut? Dacă să dau definitivii, mâine să împart mandatele care să dintr-o bucată, joi, vineri, să împart redistribuirile, luni, trebuie să toată lumea poate fi în Parlament. Nu-i târziu, deloc. Oricum, la 20 de zile de la alegeri... Da. S-au mai spus că au fost niște zvonuri la un moment dat și în campanie și înainte. Dar asta m-a făcut cineva o plângere la DNA? S-a făcut plângere de la... Nu. Indiferent cum s-a soluționat, dacă... Nu. Nu am fost chemat. Niciodată. Mă uit în ochii dumneavoastră. Niciodată. Nu înseamnă că nu or fi. Dar eu n-am știință și n-am fost chemat. E ok răspunsul? Ferm! Nu, de către PSD, de către alte partide, PRU... Or fi făcut sau n-or fi făcut. Eu n-am știință, n-am fost în știință, n-am fost chemat. Și dacă am să fiu chemat, mă duc și explic. Și asta e prima pe care o faceți dumneavoastră la DNA. Nu fac eu un nume propriu. O inițiază. Da, n-am făcut niciodată nimănui. Niciodată. Și dacă era vorba de mine ca persoană, nu făceam. Înțelegeți? Știți cât am fost de murdărit și cât, știți cât am fost de huiduit și la locale de a servicii din mass media. Da? Știți cât am fost. Și la generale. N-am făcut nimănui. Că am zis, bă, e bine să nu spui mintea cu prostul, care e mintea odihnită. Și nu mi-am pus mintea pentru mine. Dacă ne-i vorba de oraș,
Eu zic că trebuie să susțin orașul. Că atâta cât voi putea eu și cât voi avea aceste demnități de a-l reprezenta. Vreau să-l reprezint cu cinste și cu demnitate. Domnule, spuneam de patimar, poate lumea așteaptă că a fost făcut anunțul. Ar mai fi vreo soluție? Nu știu, dacă nu m-am întâlnit și n-am vorbit, eu ieri am fost la București, am intrat noapte, îți de pe drum. Inclusiv, uite, una e o chestie de genul ăsta. Te zbați pentru orice lucru cât de mic, de la o bordură sărită, de la un copăcel rupt, de la un ștachet, de la o bancă ruptă, până la afaceri hidrocentrale și fabrici în orașul ăsta. Neglijându-ți familia, evenimentele importante ale vieții tale, personale sau cu prietenii. Și la urmă trage o linie. Nu, 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 nu. Nu, eu i-am înțeles, v-am și explicat. Nu sunt dezamăgit de ei. Nu. Știți de ce sunt dezamăgit în general? Gândesc că un test va mai fi și la anticipat. Dacă veți avea un om pe care îl susțineți dumneavoastră, să lăsați în primărie, atunci se va vedea. Da, atunci se va vedea. Test. E un alt test. E un alt test. Dar ascultați-mă ce vă spun acum eu. Eu cunosc aproape în profunzime psihologia maselor. Acest vot mare, masiv, care s-a dat pentru PSD, înseamnă și o încărcătură majoră și o presiune enormă pe PSD. Oamenii au votat într-o speranță majoră că de mâine viața lor poate fi mai bună. Salarii, condiții de lucru, micșorare de taxe și impozite, dezvoltare, locuri de muncă. Dacă aceste, corect, dacă aceste lucruri nu încep să se întâmple, în 6 luni, 8 luni de zile puteți vedea oamenii în stradă. Am început. Păi deja s-au anunțat ieri primele 3 măsuri care nu pot fi satisfăcute și care erau în programul de guvernare. Le știți și dumneavoastră. Nu le poate face primul Cioloș oricum? Ce? Păi de ce să le facă? Să le ia castanele el? Nu, nu le poate el. El le lasă să se facă cu 1 ianuarie, le face. Păi asta a spus, el a propus să se facă. Domnul Dragnea l-a sunat și a solicitat să dea hotărâre de guvern prin care să stopeze să nu se facă. Deci el nu stopează. Nu stopează. Asta am vrut să... Da, le lasă să meargă mai departe. Da. A cerut amânarea până. Da. Și domnul Cioloș a zis nu. Legea rămâne așa. Le-ați promis, le-ați zis, legea rămâne așa. Până la urmă era vorba de un cod fiscal care era propus tot de Ponta, adică tot de PSD. De ce ar fi trebuit să intre celor să-l modifice? Încurcate-ți căile. Nu, m-ai întrebat frumos și chiar emoționant m-ai întrebat de dezamăgire. Am o dezamăgire față de clasa politică de dreapta, care speram să fie mult mai pragmatică, mult mai orientată și mult mai focusată pe cetățean. Eu am avut această calitate, care zic eu o calitate, că mi-am iubit și mi-iubesc semenii. Mi-s dragi oamenii. Eu mă simt bine între oameni. Eu nu mă simt bine înconjurat doar de 2-3 oameni închis într-un birou. Eu sunt omul care îmi place să fiu între oameni. Și am spus lucrul ăsta în campanie. Că vom fi sancționați că oamenii nu simt că noi suntem atenți față de ei. Și n-am fost ascultat. Deci am spus-o. Pentru că totuși acum 2 ani am ales un președinte liberal și cei din diaspora s-au mobilizat acum 9 ani. Nu mai era același lucru. Acolo 6 deputați și 2 senatori. Nu influența cu nimic diaspora. Era vorba aici, mie nu mi-e de diaspora. Știți unde e? Ardealul. Ardealul. Da. Numai că mi-au plăcut ziariștii la emisiuni. O zis că de acum o să stăm cu programul de guvernare în buzunar și urmărim pas de pas. Va fi o presiune pe PSD. Iar bugetul și forțele sunt cele care sunt. Sper anul viitor să încep construcția așa 2 blocuri ANL în Roman. Am discutat și situația asta. Astăzi voi face inventarierea pentru 2 terenuri care le transmit la ANL. Am avut vreo 5 întâlniri. În perioada august-noiembrie cu directorul Stan și de la Agenția Națională de Locuințe și vom construi, avem promisiunea pentru anul următor și 2 blocuri. Deci nu lăs orașul. Merg alături și mă zbată
de oraș. Iar dacă într-o zi va fi să nu mai am încrederea romașcanilor, asta va fi. Atunci mă voi retrage. Deși mi-am jertfit mult din viață pentru ei. Doamna Flora, dar dumneavoastră credeți că astea care am adus eu acum de la Ministerul Dezvoltării, cum le-am adus? N-are treabă. Sunt eșaloanele 2 și 3. Care și eșaloanele 2 și 3 din totdeauna sunt acolo. Și mâine dacă le schimbă cineva, s-a intrat în faliment cu Ministerul. Doamna, dumneavoastră s-a avut puterea și ne-ați spus acum. Chiar v-am spus și chiar am fost sincer cu voi, să știți. Ce le-ați văzut dumneavoastră? Vă văd că la nivel de județ s-a pierdut practica asta. Înainte apăreau șefii de campanie desemnați, și asumau ceva. Știți ce s-a întâmplat? Cosmanciuc și a zis, mulțumitor, nu consider să reproșez nimic. Eu nu sunt mulțumit, eu vă spun că eu nu sunt mulțumit. Dar nu vreau să apăr, dar vă dau un lucru, o justificare. Suntem a doua zi. Luni a fost ziua când s-au dus buletinile. Suntem marți, azi e miercuri. Deci nu avem încă două zile pline consumate. A fost, dacă ați văzut, zbuciumul din PNL de la București, care a adunat liderii acolo, care au fost niște lucruri. Probabil va fi o ședință la sfârșitul acestei săptămâni la nivelul BPJ-ului și probabil săptămâna viitoare vor fi și niște discuții cu dumneavoastră. Eu le-am făcut de asta, nu le-am vorbit. Atenție, că aș vrea să le dați așa cum vă știu eu pe dumneavoastră, să le dați corect, să nu puneți alte lucruri în sarcină. Eu le-am dat acestea în nume personal. N-am vorbit în numele PNL-ului. Am vorbit așa cum am simțit, cu durerea mea, cu sinceritatea mea și cu lucruri pe care, așa cum am fost o viață, știți că eu trebuie să le spun. Nu pot să nu le spun, că fac ichter dacă nu le spun. Nu am discutat cu dânsul, n-am vorbit, nu știu. Păi, e dispoziție de la București, doamne. Cine a obținut sub media pe țara PNL-ului și pe delicia. Dar ați văzut că ieri nu s-a mai luat nicio decizie cu privire la acest lucru. Eu asta spun, dacă PNL-ul nu se restructurează ca concept, ca viziune, ca atenție majoră către cetățean, nu are la ce să se aștepte bun. O spun public. Da, implică și asta. Implică și asta. Pentru că tu nu poți să vii mie să-mi spui ieri ceva și mâine altceva. Eu consider că PNL-ul trebuie să rămână unit și să fim toți la un loc. Dar poate e un moment ca eu să mă dau un loc mai în spate. Da? Poate e momentul ca altul să se dea un loc mai în spate și să vin cu o persoană mai credibilă, care să vină cu un mesaj în interesul partidului, nu în interesul persoanei de acolo. Asta am spus-o. Dacă spre binele partidului eu trebuie să fac un pas mai în spate, eu îl fac. Dacă se consideră că eu n-am muncit, n-am scos un rezultat mulțumitor, eu fac un pas în spate. Da, clar. 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 Asta a fost. Sper să fi fost destul de clar. V-am prezentat, ați văzut unul din activitatea curentă, v-am prezentat câteva lucruri foarte importante. Aștept colegii mei să facă, să vadă și la Piatra și aici, cu această plângere. Nu, o să o facem, pentru că lucrurile nu pot să meargă așa. Cum a zis și domnișoara Claudia, ce înseamnă asta? 3-4 ani, o să o ducem așa? Nu mi se pare corect. Iar eu am invitat la dialog. Dacă nu există dialog, atunci trebuie să utilizăm, să apelăm instituțiile statului, nu? Ce să facem? Ce să fac? Cum să fac altfel? Pentru că dacă mâine suntem invitați, dom'le, hai să stăm de vorbă și cu Econeam, și cu fondurile, și cu astea. Eu vă spun că mâine renunț la orice demers juridic. Dar hai să stăm de vorbă la masă și să găsim soluții. Poate nu văd eu toate lucrurile așa cum ar trebui, dar asta nu înseamnă că celălalt le vede exact perfect cum trebuie. Adică ne putem așeza, dar dacă nu-ți dorești nici măcar dialogul. Dacă vom fi chemați, știți cum a făcut președintele și o chema parte de la dialog, dacă vom fi chemați la dialog, vom merge să discutăm. Și să găsim soluții împreună, da. Ca o concluzie finală, 90% din decizia noastră este despre Parlament. O să ne întâlnim din nou și o să discutăm subiectul ăsta. Știi ceva?
Fraților, voi știți de la mine foarte clar, n-am vândut niciodată blana ursului din pădure. Stați un pic să vedem cum iese cu mandatele, cum se alocă, cum se dau, cum să... Ei, mandatele ies bine, dar decizia noastră este și pe Parlament. Să știți că Rămășcanii întreabă, că sunt și ei conferleați și așteaptă... Decizia... Să mai aibă un pic răbdare. Să mai aibă un pic răbdare. Până la urmă, chiar dacă PNL-ul a pierdut, poate primarul Florean a câștigat. Mi-a mai spus cineva chestia asta și am analizat și mă opresc aici. Da, s-ar putea, vizionând altfel lucrurile, să fie și un câștig. Da. Deci, din momentul în care eu depun... Deci, dacă mă întrebați, dacă accept validarea și voi merge să depun jurământul, da. De la depunerea jurământului am timp 15 zile să optez. Adică voi încheia practic anul ăsta. Validarea când se face? La 10 zile? Imediat cum dau, se stabilește imediat. La 20 după... zile de la lege se validează Parlamentul. Deci trebuie intrat în Parlament. Da. Deci la 28-29 decembrie... Azi mâine sunt rezultatele? Da. Săptămâna viitoare trebuie dat. Nu, nu, se dorește Parlamentul să intri în funcție, adică să fii încheiat la... Înainte de anul. A, cu opțiunea pot să mă duc și în ianuarie. Dar n-ai treabă cu bugetul atât aici cât atâta timp cât n-ai buget național. Deci oricum de anul nou veți fi lângă Marea Familie. Fără doar și poate. Da.